implicate în lupta contra COVID, a fost boicotat, îngreunat și aș spune în multe momente sabotat literalmente de atitudinea unor lideri politici, de decizii care au fost luate împotriva voinței guvernului și de atitudinea unor instituții publice care s-au comportat ca niște filiale declarate ale PSD. La fiecare nouă lovitură dată nu împotriva guvernului, dată împotriva sănătății publice, dată împotriva dreptului cetățenilor români la sănătate, noi am avut soluții și de data asta iarăși venim cu soluții. Vreau numai să readuc aminte că în urma unei decizii a Curții Constituționale, practic, toate amenziile date de instituțiile cu drept de control și de dare a amenzilor au fost anulate printr-o decizie a CCR ca și filială a PSD. Vă readuc aminte că la trecerea de la starea de urgență în starea de alertă ne-am trezit cu o altă decizie a Curții Constituționale care ne-a creat o situație dramatică pe care până la urmă am putut să o rezolvăm printr-un proiect de lege înaintat de guvern în procedură de urgență către Parlament, care a fost adoptat, dar evident a fost adoptat cu multe modificări care ne-au îngreunat posibilitățile reale de a ne lupta eficient contra epidemiei. Dau un singur exemplu. Deci astăzi sunt spitale în care din cauza faptului că nu mai putem dispune de detașarea, pur și simplu nu au medici, fie medici la terapie intensivă, medici anesteziști, fie în secțiile normale, medici infecționiști. În cadrul direcțiilor de sănătate publică, tot suplimentul de personal la care am făcut apel în perioada stării de urgență și în prima parte a stării de alertă, aproape am rămas fără el din cauza introducerii unui articol în lege privitor la detașare, în care detașarea nu se poate face decât cu acordul tuturor factorilor implicați. Deci suntem în situații în care trebuie să mutăm pacienți cu elicoptere din cauza faptului că nu putem detașa medici. Avem situații în care președinți de consilii județene, manageri de spital se opun pur și simplu chiar și medicilor și rezidenților care sunt dispuși să fie detașați în zonele fierbinți, ne lăsându-i efectiv și lăsând o foarte mare parte dintre pacienții care sunt infectați cu COVID fără posibilitatea de a fi tratați și ne obligă să avem niște reacții de genul mutării unor pacienți în alte județe, în alte spitale, din alte localități. Și acum suntem în fața unei noi situații de o gravitate fără precedent care s-a creat în urma unei decizii a Curții Constituționale. Curtea Constituțională a decis că nu există bază legală pentru ca cetățenii care au fost diagnosticați ca fiind bolnavi să fie tratați în spital. Și că orice pacient care este infectat cu COVID, care nu vrea să stea în spital, poate să plece din spital. De asemenea, Curtea Constituțională ne-a lăsat fără instrumentul pentru a lua deciziile de izolare la domiciliu, de carantină, de carantinare a persoanelor în spații instituționalizate, de asemenea de posibilitatea de a carantina localități, cartiere, zone. Cum am fi putut reacționa, de exemplu, la Suceava sau în alte localități în care s-a produs o creștere rapidă a numărului de infecții, dacă n-am fi avut la dispoziție pârghia carantinării? S-a și văzut că pârghia carantinării, pe de o parte, a oprit riscul de transmitere în alte localități, din localitățile cu un nivel de infectare foarte mare și a permis restabilirea situației într-un termen relativ scurt în aproape toate localitățile și cartierele
în care s-a instituit carantinarea zonelor respective. Ședința de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi, și anume legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Vă spun că exista bază legală și înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Și îmi pun așa o întrebare, unde am fi fost dacă n-am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare la domiciliu și de introducere în carantină instituționalizată? Noi am avut o expunere uriașă pentru persoanele care au venit din țări cu focar, în țări cu un nivel foarte răspândit al epidemiei. Dacă n-am fi avut la dispoziție această pârghie a izolării la domiciliu și a instituirii carantinei instituționalizate, probabil numărul de cazuri din România ar fi fost de 10 ori, de 20 de ori, dacă nu și mai numeros. Deci 10-20 de ori mai multe cazuri. Am apărat sănătatea, am apărat viața, în ciuda oricărei măsuri și decizii care a fost luată de instituții. Eu cred că orice instituție trebuie să se comporte responsabil în situații de epidemie și trebuie să pună pe primul plan sănătatea cetățenilor români, apărarea vieții și sănătății românilor. Nu să facă jocuri politice și să pună bețe în roate la toate demersurile pe care le-am luat ca guvern împreună cu toate autoritățile și cu toți specialiștii. Astăzi trebuie să dezbatem și să adoptăm acest proiect de lege. Îl vom transmite la Parlament. Voi solicita Parlamentului dezbaterea în procedură de urgență, astfel încât, cât mai repede posibil, să restituim baza legală în urma deciziei Curții Constituționale, care să ne permită să putem să combatem eficient, să avem la dispoziție toate instrumentele pe care le au toate celelalte țări. Eu nu știu ca vreo altă țară europeană sau vreo altă țară afectată de epidemie să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în România, cu implicarea unor instituții efectiv în boicotarea oricărei măsuri a guvernului de combatere a epidemiei și de apărare a sănătății și vieții cetățenilor. Avem acest proiect de lege și va trebui să convingem parlamentarii care au convocat sesiunea extraordinară că este vital să dezbată cât mai rapid și să adopte acest proiect de lege, astfel încât să avem toate instrumentele necesare la dispoziție pentru a putea să apărăm viața și sănătatea românilor. Vă mulțumesc! Domnul ministru Tătaru.